Te salut și bine ai venit la o nouă poveste pe canalul meu. Vizionare plăcută! Alexandru, Alexandru! A fost strigat cu voce tare din tambură, trezind un bărbat care dormea adânc. Ce mai e acolo? Nu mă lăsați să dorm! A murmurat nemulțumit Alexandru, apoi și-a șters ochii și-a privit ceasul. Musculatura spatelui și a brațelor îl durea grozav. Ieri, la fermă, Bărbatul a descărcat un camion cu furaj de dimineața până seara. Alexandru nu obișnuia să se lenevească de la munca fizică grea, dar în ultimul timp nu i se simțea bine de sănătate. Alexandru, ești acasă? Vecinul, care era plin de vânătăi, nu se lăsa. Într-o dimineață de sâmbătă de vreme, a avut nevoie urgentă de Alexandru pentru ceva. Ce vrei, Tolic? stăpânul casei s-a ridicat nehotărât din pat și și-a tras peste trupul gol o tricou vechi. Dimineața de mai era rece, așa că bărbatul nu s-a hotărât să iasă în hol, ci doar și-a tras capul prin ușa ușor între deschisă. Atunci Maria a întrebat dacă te gândești să faci o pomenire. Ea și fetițele ei voiau să ajute. Știe că tu singur nu te descurci, a buigeuit vecinul insistent. Pomenire, am urmăit bărbatul. A uitat că mâine va fi exact. 40 de zile de când a murit mama lui, bătrâna și bolnavă. Nu m-am gândit încă la asta. Dar ar fi timpul. Maria vrea să pomenească pe Vera Pavlovna. Au comunicat bine între ele. Vecinul s-a liniștit și aștepta aprobarea de la Alexandru. Dar acesta, cu privirea pierdută, nu s-a grăbit să răspundă. Ei, ce zici? Să le spun să se pregătească fetele? Da, spunele. dacă își doresc așa mult, a spus Alexandru ridicând din umeri, apoi a dat din mână și a închis ușa după el. Anatolie a părăsit și el veranda. Se grăbea să-și anunțe soția că vecinul acceptă să ajute la organizarea pomenirii. După ce Anatolie a plecat, Alexandru s-a întors în cameră și s-a prăbușit din nou pe patul încă călduț. Astăzi, bărbatul a decis să mai lenevească un pic. Alexandru avea deja 35 de ani. Era un bărbat înalt și puternic, crescut la țară. Toată viața sa, Alexandru a locuit în Vasilievka. Aici s-a născut, a mers la grădiniță și apoi a absolvit școala. După clasa a noua, Băiatul a intrat la o școală profesională, care se afla în centrul raional. După ce a locuit doi ani în căminul studențesc, Alexandru a primit diploma și s-a întors din nou în satul natal. La început, bărbatul mergea în satul vecin, unde lucra ca mecanic calificat la o fermă mare de animale. Alexandru era un bun mecanic la o fermă de animale mare. Dar câțiva ani mai târziu, această întreprindere a dat faliment complet organizația falimentară nu a plătit nici măcar salariile de concediere cuvenite angajaților. Conducerea a spus că nu sunt bani, așa că nu li se cuvin. Mulți muncitori s-au supărat și au dat ferma în judecată. Dar Alexandru a renunțat pur și simplu la asta. Nu-i plăcea să se certe. Și, în general, nu credea că colegii lui vor reuși să obțină măcar niște plăți. Bărbatul credea că sănătatea și nervii lui sunt mai scump decât orice bani. O vreme, Alexandru nu a lucrat. Îi ajuta pe părinții să-i învârstă cu treburile casnice. Familia locuia într-o casă mare la țară, iar în grajd aveau vite mari și mici. Carnea și produsele lactate îi aduceau lui Alexandru un venit decent. Pentru a-l crește, Bărbatul vindea uneori la piață surplusul de fructe și legume pe care le cultiva singur în grădina sa. Dar o astfel de viață liniștită și măsurată nu a durat mult pentru Alexandru. Într-un an nefericit, totul s-a schimbat. Tatăl lui Alexandru s-a îmbolnăvit brusc. În timpul controalelor medicale periodice, la bătrânii s-a diagnosticat cancer. Fiul era foarte îngrijorat de sănătatea tatălui său și încerca să-l ajute în orice fel. Alexandru l-a dus pe bătrân la spitale, iar uneori chiar a apelat la vindecători. Cu toate acestea, nici medicii, nici medicina tradițională nu au reușit să oprească răspândirea tumorii. Curând, bătrânul slăbit și emaciat a murit în spital. Alexandru nu a putut accepta mult timp moartea tatălui său drag. Mama sa în vârstă era, de asemenea, foarte afectată de pierdere. După moartea soțului ei, pensionarea a început să se îmbolnăvească mai des. Medicii au spus că este din cauza stresului suferit. Acum, Alexandru ducea la spitale deja un alt părinte bolnav. Bărbatul nu mai avea timp, nici putere, nici dorință să se ocupe de gospodărie. Drept mare. Alexandru a sacrificat aproape tot vitele sale pentru carne, iar grădina a rămas complet neîngrijită. După un timp, Alexandru a rămas aproape fără bani. Pensia mamei sale era mică și practic toți banii se duceau pe medicamente și alimente. Pentru a-și îmbunătăți cumva situația financiară, Alexandru a decis să se angajeze la ferma locală. În grajd era nevoie de bărbați puternici și rezistenți care să poată curăța grajdul de gunoi de grajd și să descarce camioane uriașe cu fân și furaje. Munca lui Alexandru era foarte grea. Simțea cum corpul său tânăr suferă literal din cauza efortului fizic excesiv. Bărbatul a încercat să se angajeze în alt loc, dar centrul raional era prea departe. Niciun autobuz sau alt transport public nu circula din sat spre acolo iar ajunge la satul vecin cu mașina sa veche era prea costisitor. Salariul mic, practic tot, se ducea pe combustibil scump. Bărbatul a decis să rămână temporar la fermă. Cu toate acestea, nu a încetat să creadă că mai devreme sau mai târziu va găsi o slujbă bună. Soarta parcă i-a ascultat ruga lui Alexandru și după un timp a înțeles unde va putea câștiga mulți bani. Într-o zi, Alexandru a mers la magazinul local să cumpere produse pentru mama sa. Acolo l-a întâlnit din întâmplare pe fostul său coleg de clasă. Venise în sat din oraș să-și viziteze părinții în vârstă. Oh, Alexandru, salut! Tânărul s-a bucurat să-și vadă vechiul prieten. Ei bine, ce oameni! Ce te-a adus aici? Am auzit că te-ai aranjat bine în oraș. Alexandru s-a bucurat și el să-și vadă colegul de clasă. Înainte erau prieteni apropiați, dar după terminarea școlii drumurile lor s-au despărțit. Am venit la părinți. Sunt deja bătrâni. Am decis să-i vizitez împreună cu soția și copiii. Am cumpărat produse și medicamente. Colegul de clasă a făcut un gest spre drum, unde se afla mașina sa strălucitoare și nouă. Alexandru s-a uitat la mașină și a fluierat ușor. Ia ta! Mașină bună! Probabil că e scumpă. Nu mai scumpă decât banii, a zâmbit bărbatul. Și tu ce faci? Unde lucrezi? Cum sunt părinții tăi? Tatăl meu a murit recent de cancer, iar mama este și ea bolnavă constant. O duc prin spitale, dar peste tot ne dau afară. Acum lucrez la fermă, dar vreau să plec de acolo. Mi-am lăsat toată sănătatea acolo. Coloana vertebrală și articulațiile întrosnesc ca ale unui bătrân. Alexandru părea într-adevăr mult mai bătrân decât anii lui, iar colegul de clasă a observat asta. Ascultă, nu vrei să mergi în curse? Avem o lipsă de șoferi chiar acum. Bărbatului a părut rău de prietenul său, la care era dureros să te uiți. Și ce curse sunt astea? A întrebat Alexandru interesat. Era bucuros să asculte orice ofertă de câștig. Transportă mărfuri pe distanțe lungi. Am colindat deja toată țara în lung și în lat. Cum e asta? Dispecerul primește o comandă de la o companie de transport de marfă. O vezi și decizi singur dacă o iei sau nu un lucru. Dacă traseul te mulțumește ca plată, pleci. Nu, cauți altă ofertă. Munca e la volan, nu trebuie să cari greutăți. Îți încarcă marfa, iar sarcina ta este să o duci la celălalt punct în siguranță. Acolo o descarcă alți hamali. Treaba ta e să învârți volanul și să numeri banii la final. Și cum e? Câștigi bine. Alexandru era interesat de ofertă. Asta la volanul unui tir era mai bine decât să descarce baloți de fân și să care zilnic căleți crele de gunoi de grajd. Bine de tot! Am plătit deja creditul pentru camion și am luat imediat unul nou. Mai am de plătit ipoteca și voi fi ca un rege. Peste o lună vrem să mergem cu familia la mare. Acum e doar al nostru, dar mai târziu putem merge și în străinătate. O ofertă tentantă, a spus Alexandru, scărpinându-și barba neîngrijită. Și nu cumva se închiriază camioane grele în compania ta? Nu, nu. Mai bine nu te baci cu asta. Trebuie să ai propriul camion. Dacă iei unul de la altcineva, nu mai scapi de reparații. Vei lucra doar pentru piese de schimb. Deci mai bine iei unul nou, se amortizează rapid. Trebuie să mă gândesc. Gândește-te! Iată numărul meu. Dacă te decizi, sună-mă. Îți voi da contactele unei companii de încredere. Iar creditul îl poți lua de la orice bancă. Doar compară unde sunt dobânzile mai avantajoase. Colegii de clasă și-au schimbat numerele de telefon și s-au despărțit. După această conversație, o speranță s-a aprins în sufletul lui Alexandru. Acum avea măcar o idee vagă despre cum să scape de sărăcie, fără a-și lăsa sănătatea la fermă. Cu toate acestea, Alexandru avea mari îndoieli cu privire la un posibil credit. Nu luase niciodată bani în împrumut de la bancă. Bărbatul avea o mentalitate conservatoare și nu avea încredere în toate aceste instituții financiare. Alexandru credea că acolo stau doar niște escroci care profită de proștii care iau credite în mod regulat. Bărbatul s-a gândit mult timp la propunerea colegului de clasă. Lui Alexandru îi plăcea foarte mult modul în care prietenul său îi descria viața sa minunată. Dar imediat ce Alexandru a decis să se consulte la bancă, o nouă nenorocire a căzut peste el. Mamei bătrâne a bărbatului i s-a făcut brusc rău. Femeia avea diabet zaharat de tip 1. Boala a declanșat brusc insuficiență renală acută pensionara a fost spitalizată de urgență. Medicii au efectuat toate măsurile de resuscitare necesare, dar nu au reușit să restaureze activitatea cardiacă a bătrânei. Bătrâna a murit în terapie intensivă, fără a-și recăpăta cunoștința. Alexandru nu se aștepta să-și înmormânteze mama bătrână la scurt timp după moartea tatălui său. Bărbatul era profund deprimat și a încercat chiar să găsească consolare în alcool. Cu toate acestea, Alexandru nu a fost niciodată predispus la dependențe, așa că după o mahașmureală teribilă a decis că a fost o idee proastă. La înmormântarea mamei lui Alexandru a venit practic toată satul. Tinerii vecini l-au ajutat pe bărbat să organizeze o masă de pomenire. După slujba de înmormântare, Maria și Anatolie, care locuiau în casa de vis-a-vis, i-au adus lui Alexandru produse alimentare și au preparat mâncăruri de pomenire. Bărbatul îndurerat nu s-a opus ajutorului străinilor. El însuși nu ar fi organizat nicio ceremonie funerară. Iar Maria a comunicat strâns cu femeia bolnavă, așa că a decis să o comemoreze cum se cuvine pe pensionara amabilă și receptivă. După 40 de zile, tânăra vecină a luat din nou inițiativa. Împreună cu alte sătence, Maria a decis să organizeze o pomenire pentru decedată pentru a pune masa în casa femeii moarte, vecina a avut nevoie de permisiunea lui Alexandru. Pentru aceasta, ea l-a rugat pe soțul ei să meargă la el și să obțină consimțământul. Maria, Alexandru a spus, fă ce vrei. Anatolie s-a întors de la vecin cu vești bune. Oh, ce bine! Acum voi vorbi cu fetele. Să aducă tot ce pot. Femeia a început să se gândească ce produse ei vor fi necesare pentru mâncarea de pomenire. Dar, brusc, Maria și-a amintit. Seara aceasta, verișoara ei, care locuia în satul vecin, trebuia să vină la ea. Anatolie, nu ai uitat că trebuie să o întâmpin pe Svelana. Vine curând în direcția noastră. Nu am uitat, îmi amintesc de toate, a răspuns nemulțumit bărbatul. Nu-i plăcea prea mult când sora soției lor venea în vizită la ei. Svelana a locuit și ea în satul lor înainte, dar după absolvirea clasei a opta, familia ei s-a mutat brusc în alt sat. Acolo moșteniseră o casă uriașă cu teren de la rudele decedate. Fără să se gândească prea mult, părinții adolescentului și-au vândut vechea colibă și s-au mutat în satul vecin. Svelana nu-i plăcea lui Anatolie din mai multe motive. În primul rând, nici ea nu plăcea. Femeia îi sfătuise deja pe Maria să nu se căsătorească cu un simplu tractorist. Nu te grăbi, spunea ea, vei găsi o variantă mai bună pentru tine. Dar femeia nu a ascultat sfaturile surorii sale. Îl iubea prea mult pe Anatolie. În al doilea rând, ruda soției era obsedată de bunurile materiale. Spunea mereu că visează să se căsătorească cu un bărbat bogat. Dar până acum, Svelana nu fusese niciodată căsătorită și nici nu avea copii. La 35 de ani, femeia mercantilă nu reușise nimic deosebit. Lucra ca învățătoare la școala din sat și locuia sub același acoperiș cu părinții ei în vârstă. În al treilea rând, Anatolie era pur și simplu îngrozit de modul în care Maria începea să se comporte în prezența surorii sale. Soția sa, care era calmă și chipzuită înainte, copia imediat comportamentul doamnei frivole, iar bărbatului nu-i plăcea deloc asta. Dar oricât de mult o displăcea Anatolie pe ruda soției sale, nu o putea împiedica să se întâlnească. Dacă Svelana vine și eu nu sunt acasă, a spus Maria în grabă, continuând să se gândească la ce produse vor fi necesare pentru masa de pomenire, să vină la Alexandru. Vom fi acolo seara cu fetele să gătim. Bine, a răspuns Anatolie și a plecat să-și facă treaba. Spre seară, când bărbatul și-a adus soacra în vizită, Maria nu era acasă. Dar unde e sora ta? Hei, Maria! Svelana a fost surprinsă că nimeni nu a întâmpinat oaspetele. Ea gătește la Alexandru, a spus ea. Mâine sunt patruzeci de zile de când a murit mama lui. Ea și fetele vor să pună masa. Alexandru e colegul meu de clasă, nu? A întrebat femeia, amintindu-și. Da, animalul ăla. Mai locuiește aici? Cred că Maria a spus că lucrează în alt sat. Lucra, dar nu mai lucrează. Anatolie s-a grăbit să scape de svelana insistentă și a plecat, lăsând-o pe sora soției singură. Cu toate acestea, femeia nu a așteptat ca Maria să se întoarcă de la vecin. A decis că vrea și ea să participe la pregătirea mesei de pomenire. În plus, în compania fetelor din sat, se putea glumi și bârfi. Femeia a traversat drumul și s-a îndreptat spre casa vecinului. Ne ajunse încă la poartă. Svelana a văzut un bărbat așezat lângă poartă, cioplind ceva în lemn. Salut! Oaspetele a zâmbit larg, recunoscându-le pe fostul ei coleg de clasă în străin. Salut! Alexandru s-a desprins de ocupația sa și a privit-o surprins pe Svelana. A recunoscut-o pe femeie și a simțit o strângere de inimă. Când Alexandru era în școală, era îndrăgostit nebunește de Svelana. Fata îndrăzneață și activă îl făcuse pur și simplu să-și piardă capul pe băiatul tăcut și simplu. Alexandru nu a îndrăznit niciodată să-și mărturisească sentimentele colegei sale de clasă. Credea că frumusețea satului nu va simți același lucru pentru el. La urma urmei, era mereu înconjurată de mulți alți admiratori. Cu toate acestea, Svelana a știut toată viața că Alexandru avea sentimente calde pentru ea. În anii de școală, fata profita cu nerușinare de asta. Acum îl ruga pe băiat să o ajute cu temele, acum voia să o însoțească acasă și să-i poarte ghiozdanul greu. Uneori, Svelana cerea direct lui Alexandru cadouri, oricare ar fi fost ele. Pentru a-i face pe plac femei iubite, Alexandru fura uneori câțiva lei din portofelul mamei sale. Cu ei cumpăra dulciuri și bijuterii ieftine, pe care le dădea apoi Svelanei pentru a o face să comunice mai mult cu el. Băiatul îndrăgostit nu a înțeles mult timp că sentimentele lui erau folosite în scopuri egoiste. Nu a văzut nicio defecțiune în Svelana. Iar după ce familia fetei a plecat din sat, Alexandru a suferit mult timp și puternic. I se părea că nu va mai iubi niciodată pe nimeni. Și așa a fost. De-a lungul vieții sale, Alexandru a avut mai multe relații. Și niciuna nu s-a terminat cu căsătorie. Bărbatul a încercat să găsească o femeie la fel de îndrăzneață și strălucitoare ca Svelana. Dar nu a mai întâlnit una ca ea. Și iată, după mulți ani, Svelana, cea mai iubită de el, stătea în fața lui Alexandru. La fel de frumoasă, subțire și strălucitoare. Bărbatului se părea că nu s-a schimbat deloc doar că a devenit mai frumoasă. Ce mai faci? Nu ne-am mai văzut de mult timp. O largă zâmbet cu dinți albi lumina fața femeii. Își amintea perfect cum îl sărutase pentru prima dată pe colegul de clasă la discoteca din sat. După acel incident, Alexandru o cadorisise pur și simplu cu bijuterii din plastic. Deși fetei nu-i plăceau bijuteriile de jucărie, era nespus de măgulită de o asemenea atenție masculină. Da, a trecut multă vreme, a urmăit Alexandru stânjenit. Sunt bine. Tu ce mai faci? Ai venit să o vizitezi pe Maria? Ele sunt în casă, pregătesc masa. Și eu mă descurc bine. Arăți bine, a spus Igor, atinând umărul puternic al bărbatului. Pot să intru? nu am mai văzut-o pe sora mea de mult timp. Desigur, intră, a spus Alexandru și a simțit un val de parfum dulce care plutea în spatele femeii care pleca. Bărbatul era emoționat de această întâlnire neașteptată. Abia acum își dădea de seama că încă simțea ceva pentru frumoasa Svelana. Cât timp femeile se gospodăreau și bârfeau în bucătărie, Alexandru nu a îndrăznit să intre. Se temea că la vederea colegei sale de clasă, inima îi va bate din nou mai repede și toată lumea îi va observa starea agitată. Stând pe bancă toată seara, invitații nepoftiți au ieșit în sfârșit din casă. Alexandru, am pregătit totul acolo și am pus la frigider, s-a auzit brusc vocea Mariei. Vecina s-a apropiat de Alexandru împreună cu sora ei și a început să explice ceva despre pomenire. Cu toate acestea, bărbatul nu a auzit cuvintele Mariei. Toată atenția lui era concentrată asupra Svelanei, care stătea într-o rochie roșie mulată și îl privea cu ochi languri pe colegul de clasă. Da, bine, am înțeles, a spus repede Alexandru, neavând nicio idee la ce era de acord. După un scurt dialog, femeile au dispărut dincolo de poartă, iar bărbatul a rămas singur în curte încă câteva minute a ascultat bătaia accelerată a propriei inimii. Alexandru era bucuros să o revadă pe Svelana. Dar știa că femeia va pleca din nou curând și va fi din nou cuprins de suferință din dragoste. A doua zi, Alexandru s-a trezit de vreme. Trebuia să pună o masă lungă în sufragerie și să instaleze băncile pentru invitați. Abia se pregătea să facă asta, când a auzit zgomot în curte erau vecinii. Au venit să-l ajute pe bărbatul singur să pregătească tot ce era necesar pentru pomenire. Salut, Alexandru, intrăm, a spus Anatolie primul. Alexandru i-a strâns mâna și a așteptat cu nerăbdare ca Svelana să apară în prac. Bărbatul nu a dormit toată noaptea, amintindu-și de întâlnirea cu colega de clasă. Următoarea care a intrat în casă a fost Maria cu sora ei. Șușoteau ceva și râdeau încet. Salut! Femeile l-au salutat pe bărbat și s-au îndreptat imediat spre bucătărie. Fetelor, aici par să fie planificate niște pomeni, iar voi râdeți neîncetat, a mormăit Anatolie. A observat din nou cum, sub influența Svelanei, soția s-a devenise agitată. Lasă-l în pace! Alexandru l-a întrerupt pe vecinul nemulțumit. Mama lui iubea când în casă era veselă. Așa că lasă o să râdă. Vezi tu, Anatolie, ce vecin înțelegător ai. Ia exemplu de la el. Altfel tot timpul doar mormăi. Colega de clasă l-a lăudat pe Alexandru și l-a privit cu cochetărie. Respirația lui Alexandru s-a accelerat din nou. Ochii verzi ai frumuseții satului nu-i dădeau pace de două zile aproape de prânz, sătenii au început să vină treptat în casa vecinei moarte. Maria cu ajutoarele ei găteau și serviau mereu un nou fel de mâncare. Alexandru a stat nemișcat câteva ore. Doar dădea din cap din recunoștință când îi se aduceau din nou și din nou condoleanțe de la cunoscuți și prieteni vechi ai mamei sale. Spre seară, când toți au plecat, Svelana s-a apropiat de bărbat, Voia să vorbească singură cu admiratorul ei de multă vreme. Femeia a stârnit sentimente pasionale în Alexandru. Colegul de clasă puternic și puțin vorbăreț părea brutal. Nu mai rămăsese nimic din elevul de clasa 8 -a slab și nesigur de sine. Alexandru, vreau să-mi exprim condoleanțele pentru moartea mamei tale. De fapt, nu o țin minte bine, dar Maria se înțelegea bine cu ea spunea că părinții tăi erau oameni buni și cu suflet bun. Svelana, ca o pisică sălbatică, s-a apropiat de Alexandru și s-a așezat lângă el pe canapea. Mulțumesc, a răspuns timid Alexandru. Deodată a simțit respirația fierbinte a femeii pe el. Un fior plăcut i-a străbătut tot corpul. Spune-mi, de ce un tip ca tine nu este încă căsătorit? Eu? Alexandru a făcut pe surprinsul. Pur și simplu nu am cunoscut-o pe cea potrivită. Dar de ce ești încă nemăritată? O femeie atât de atrăgătoare și singură. Pur și simplu nu sunt încă pregătită pentru căsătorie. Dar dacă aș întâlni un bărbat demn? Svelana a tăcut brusc și, zâmbind ușor, l-a privit seducător pe colegul ei de clasă. De fapt, femeia mințea visa de mult să se căsătorească, dar doar toți pretendenții ei erau căsătoriți. Bărbații aveau relații cu ea și promiteau că divorțează imediat. Dar niciunul dintre amanți nu a avut curajul să rupă legăturile căsătoriei de dragul profesoarei pasionate de la școală. Rămânând singură la 35 de ani, femeia a decis că a terminat să piardă timpul cu parteneri căsătoriți. Svelana a scăzut la minimum cerințele față de bărbați și dorea pur și simplu să se căsătorească și să întemeieze o familie obișnuită. Când, cu câteva zile în urmă, femeia l-a întâlnit pe fostul ei coleg de clasă, s-a gândit imediat că el ar putea fi soțul ideal. Alexandru era atrăgător, puternic și viguros. Nu avea vicii și era muncitor. Iar Maria o lăuda constant surorii sale vecinul. Alexandru a moștenit de la părinții săi o casă mare din Bârne și un teren imens. Desigur, nu era despre asta că Svelana visase toată viața, dar acum nu mai avea de ales. Cu ani, femeia nu mai era tânără, ceea ce înseamnă că șansele ei de a găsi un soț bogat scădeau din ce în ce mai mult. După ce l-a sedus pe Alexandru în ziua pomenirii mamei sale, Svelana s-a atașat strâns de bărbat. Și Alexandru nu era deloc împotriva asta. El avea de multă vreme sentimente speciale pentru colega sa de clasă pasionată și atrăgătoare. Între ei s-a aprins o poveste de dragoste furtunoasă. Alexandru nu voia să o lase din nou pe iubita sa în satul vecin. I-a propus să se mute la el și să se angajeze la școala locală. Svelana a fost de acord, după cum era de așteptat. Și-a strâns cu bucurie bagajele și, în sfârșit, a părăsit casa părintească. Anatolie, unde e Maria? Alexandru a intrat în curtea vecinilor. Ia casă, ce ai vrut? Bărbatul a renunțat la ascuțirea uneltelor de grădinărit și l-a privit pe Alexandru cu curiozitate. Nu pot să dau desvelana. Ar fi trebuit să plece deja. Poate nu are semnal? Probabil, a ridicat din umeri Anatolie. Cum vă descurcați? Maria a spus că sunteți serioși. Bărbatul abia și-a stăpânit un zâmbet ironic. Nu-l înțelegea pe vecinul care se pregătea să coabiteze cu sora soției sale mercantile. Da, a zâmbit fericit Alexandru. Apoi s-a apropiat de vecin și a scos din buzunar un inel de aur. Nu-i spune nimănui încă. Dar vreau să o cer în căsătorie pe Svelana. Adevărat. A fost surprins bărbatul și a tușit brusc. Da, a răspuns mulțumit Alexandru. Dar abia ați început să vă întâlniți. Nu crezi că te grăbești. Anatolia a avut o dorință frenetică să-l protejeze pe vecin de acest pas nebunesc. De ce să amânăm? Suntem amândoi adulți, oameni liberi poate că am visat toată viața mea la o astfel de femeie. Alexandru părea cu adevărat fericit. A devenit mai sociabil și a zâmbit mai des. Meme, toată viața spui? Ei bine, dacă e așa, atunci da, nu are rost să amânăm. Vecinul nu-l înțelegea sincer pe Alexandru. Dar, cu toate acestea, nu l-a descurajat. La urma urmei, era un bărbat adult și singuratic. Curând, Maria a ieșit în curte. A spus că Svelana tocmai a sunat-o. El a rugat să-i transmită lui Alexandru să o aștepte la stație. Femeia nu a reușit nici să-l sune pe iubitul ei. Renunțând la toate treburile, bărbatul fericit a plecat după Svelana. Era bucuros că în sfârșit nu va mai trăi singur, ci cu cea pe care o iubea încă din școală. După câteva zile, Alexandru i-a făcut o cerere în căsătorie colegei sale de clasă. Svelana a jubilat. A pus imediat inelul pe deget și strălucea literalmente de fericire. Nunta a avut loc toamnă. La ea au venit nu doar localnicii, ci și săteni din satul femei. Sărbătoarea a fost un succes. Vremea caldă de septembrie a favorizat literalmente tinerii căsătoriți. După sărbătoare, femeia a ieșit la muncă la școala locală, iar bărbatul a continuat să lucreze la fermă. La început, pasiunea nu s-a stins între soți, dar după șase luni a apărut o discordie în familie. Alexandru se întorcea de la muncă extrem de obosit. După o muncă fizică grea, voia doar două lucruri: să mănânce bine și să se culce, să se odihnească. Dar bărbatul nu primea niciuna dintre ele. Svelana aproape că nu gătea. Credea că o femeie nu este obligată să stea tot timpul la ragaz. Dacă cineva din familie vrea să mănânce, atunci ar trebui să gătească singur. La început, Alexandru nu era împotriva unor astfel de dispoziții feministe ale soției sale. Dar apoi s-a săturat să vină obosit de la muncă și să stea câteva ore la ragaz. Dragă, nu poți măcar să-mi faci o omletă, nu cer de la tine preparate rafinate. Bărbatul a început să-i facă mai des reproșuri soției sale. La urma urmei, se poate pune și ceainicul la fiert până la sosirea soțului. Alexandru, te-ai căsătorit cu o bucătăreasă? Svela n-a dat din mână, machindu se în fața oglinzi. Nu suport să gătesc deloc și nici nu știu. Ar fi ideal dacă am comanda mâncarea acasă, Acum sunt multe livrări diferite. Să comandăm? S-a mirat bărbatul. Dacă am fi milionari, atunci fără probleme. Dar, din păcate, nu am atât de mulți bani. Desigur că nu. Cum poți să te îmbogățești descărcând fân la fermă? L-a înțepat neplăcut Svelana pe soțul ei. Știa că era un subiect extrem de dureros pentru soțul ei, Așa că îl folosea adesea. Când voia să-l pună pe Alexandru la locul lui. Ei bine, scuză-mă, ai știut pentru cine te măriți. A spus bărbatul cu o voce plină de resentimente, după care a plecat în bucătărie să pregătească cina. Poate ar trebui să ne mutăm în oraș? Acolo sunt mai multe șanse să găsim un loc de muncă bun. A strigat femeia după el. Nu era prima dată când vorbea despre mutare. Svelanei nu-i plăcea viața la țară. Era plictisitor aici și plăteau prea puțin la școala din sat. Iar tu tot despre ale tale. Dar unde vom locui în oraș? Închirierea unui apartament este prea scumpă. Toți banii vor fi cheltuiți pe chirie și mâncare. Asta e viață? Să lucrezi ca să nu mori de foame și să locuiești în metri pătrați străini până la bătrânețe? Alexandru nici nu voia să se gândească la mutare. Din potrivă, îi plăcea viața la țară. Deși era greu să găsești un loc de muncă decent aici, nu era agitația tipică orașului. Nu am putea să vindem casa și să ne uităm după ceva acolo. A sugerat cu prudență femeia. Nu nu voi vinde niciodată casa părinților mei, a răspuns categoric bărbatul. Nu era vorba de a scăpa de proprietatea din sat. Da, ești un om greu de cap, Alexandru, a spus Velana dezamăgită și a ieșit în curte. Se săturase de aceste certuri inutile. Abia trecuseră câteva luni de la nuntă, iar soțul o enerva deja teribil pe femeie. De fapt, și Alexandru se gândea de mult timp la cum ar putea să-și schimbe viața în bine. Îi era plictisitor de mult timp să lucreze la fermă. Și tot mai des, bărbatul își amintea de prietenul său șofer de camion. De fiecare dată voia să-l sune, dar ceva l-oprea. La început, se temea să se îndatoreze pentru a cumpăra un camion, iar apoi Alexandru a amânat decizia din cauza soției. Bărbatul nu voia să plece de acasă pentru mult timp, știind că soția va rămâne complet singură. Într-o zi, la ferma lui Alexandru s-a întâmplat un accident. Bărbatul și-a scrântit grav piciorul când a sărit din remorca tractorului. Muncitorul a petrecut câteva săptămâni în gips. Nu se putea mai vorbi de muncă fizică grea ulterioară. Alexandru a rămas fără loc de muncă. A primit o pensie medicală minimă din care și-a cumpărat medicamente. Și ce ai de gând să faci mai departe? Soția era nemulțumită că acum era singura care aducea venituri în mica lor familie. Nu știu. Voi căuta de lucru în centrul raional. Bărbatul o liniștea pe soția sa în toate felurile, dar era dificil să găsească un loc de muncă potrivit. Șomajul lui Alexandru a stricat definitiv relația dintre soți. Se certau și se contraziceau constant. În cele din urmă, Svelana nu a mai putut suporta. Femeia a strâns niște lucruri și a plecat la sora ei, care locuia vis-a-vis. -vis. De câteva ori, Alexandru a încercat să o aducă înapoi pe Svelana, dar ea s-a răcit rapid față de soțul ei. Curând, Alexandru a auzit zvonuri că soția îl înșela cu profesorul de la școală. E adevărat. A strigat bărbatul la soția sa. De aceea ai plecat de la mine. Pentru că ți-ai găsit un amant? Și ce dacă e așa? Nu mai suntem o pereche oricum. M-am maritat cu un bărbat muncitor, nu cu un leneș, a răspuns Velana Grosolan. Femeia nu se sfia niciodată să-și spună părerea uneori putea spune lucruri atât de jignitoare încât Alexandru se simțea rău fizic. Eu sunt un leneș. Dar tu cine ești? Nu ai făcut niciodată ordine în casă de când locuim împreună. Nici măcar nu știi să gătești. Ești cea mai proastă gospodină din lume. Alexandru a decis să nu tacă nici el. Se săturase că soția lumilea constant. Ah, așa e. Din furie, femeia a luat o vază și a vrut să o arunce spre soțul ei. Cu toate acestea, rudele Svelanei au intervenit în conflict. Anatolie l-a calmat pe Alexandru, iar Maria o ținea pe sora ei. De fapt, Svelana îl înșela pe soțul ei de mult timp. Cu câteva luni în urmă, un profesor tânăr și drăguț a venit la școala lor, cu care femeia a început imediat o aventură. Bărbatul inteligent și promițător a atras nu doar atenția Svelanei, ci și a altor colegi ale sale. Cu toate acestea, femeia căsătorită a făcut tot posibilul pentru ca tânărul cu domiciliu permanent în oraș să o observe pe ea. Svelanei îi se părea că profesorul de istorie, care se angajase temporar la școala din sat, îi va îndeplini cu siguranță visul și o va lua cu el în capitala regională. Și așa s-a întâmplat după o ceartă mare cu Alexandru, femeia a luat tot ce i-a mai rămas din casa lui și a cerut imediat divorțul. Alexandru nu a încercat să o oprească pe soția infidelă. Nu a putut să ierte trădarea. Și de dragostea dinainte pentru colega de clasă nu i-a mai rămas nimic. După ce a primit certificatul de divorț, bărbatul a căzut în desnădește. Nu înțelegea de ce dunga neagră din viața lui nu era înlocuită de una albă și dura o veșnice. Dar Alexandru nu s-a întristat prea mult timp. A decis că trebuie să se ia în mâini și să contribuie el însuși la schimbarea vieții sale în bine. Bărbatul șomer a decis în cele din urmă să devină șofer de camion. A adunat toate documentele necesare și a contactat banca. Alexandru a crezut că ideea de a face curse contra cost este destul de bună. Alexandru nu avea familie. Așa că putea să lucreze cât de des voia. Cu toate acestea, obținerea unui credit nu a fost atât de simplă. Instituțiile financiare nu se grăbeau să acorde un împrumut mare unui om fără istoric de credit și fără avans. De asemenea, angajații băncii erau deranjați de faptul că clientul lor nu era angajat nicăieri oficial. În cele din urmă, pentru a obține suma necesară în credit, Alexandru a fost nevoit să-și ipotecheze casa din sat. Acum nu mai avea de ales. Fie câștiga bine și își plătea creditul mare, fie își pierdea tot ce avea. Această motivație l-a stimulat bine pe bărbatul nesigur de sine. Alexandru a început să lucreze ca șofer de camion și aproape nu mai apărea în casa părintească. Era plătit constant. Bărbatul dedea aproape toți banii câștigați băncii vroia să-și închidă cât mai repede creditul și să nu mai riște singura sa proprietate. Ecaterina, poate că poți liniști copilul. S-a auzit. O voce nemulțumită a soțului din sufragerie. Femeia a renunțat imediat la gătit și a fugit. La bebelușul de doi ani care plângea, stând în pătuț. Se puiuleț, ce s-a întâmplat? De ce plângi? Mama s-a uitat cu tandrețe la fiul ei și l-a ridicat în brațe. Ești cam fierbinte. Nu cumva ești bolnav. Femeia s-a așezat cu copilul pe pat și i-a luat temperatura. După câteva minute, Ecaterina a înțeles de ce bebelușul ei fusese atât de letargic și capricios încă de dimineață. Era a doua oară în ultima lună când copilul era bolnav. Gâtul lui Sercei, de doi ani. Era complet acoperit cu depozite. Era angină. Copilul plângea isteric și nu se putea calma. Ai de gând să-l liniștești sau nu? S-a auzit din nou vocea nemulțumită a tatălui lui Sercei. Bărbatul nu suporta niciun plâns al copilului, îl enerva foarte tare. Andrei, are temperatură, trebuie să cumpărăm medicamente, a spus femeia cu voce tremurândă îi era teribil de milă de fiul ei, dar în același timp se temea să-i ceară ceva soțului nemulțumit. Ei bine, cumpără-le, dacă asta îl va face să tacă, a răspuns grosolan capul familiei, fără să se oprească din a se uita la televizor. Cum îl pot lăsa singur? Aici am un copil cu temperatură de aproape 40 de grade, iar pe aragaz se pregătește mâncarea. Ce vrei, să mă rup în două? a strigat Ecaterina cu iritare. Era foarte supărată că soțul ei nu lua parte la îngrijirea fiului lor. Și eu ce să fac, să alerg prin farmacii după ce termin de lucru? Tu stai acasă toată ziua. Nu poți pregăti mâncarea din timp și să-ți faci proviz de medicamente? Andrei, nu am reușit să mă așez toată ziua. Serghei este capricios de dimineață. Nu mă lasă să fac nimic, nici măcar nu am mâncat bine încă, a strigat din nou femeia. Dacă nu vrei să mergi la farmacie, atunci stai cu copilul și ai grijă de supă de pe aragaz. Mai mult de asta, am urmăit nemulțumit bărbatul și s-a ridicat cu greu de pe canapea. Nu ar trebui să-mi fac treaba ta de femeie. Eu câștig bani, iar tu nici măcar nu poți să ții casa în ordine. Aceste cuvinte ale soțului au jignit-o foarte tare pe femeie. După nașterea fiului ei, Ecaterina a avut probleme grave de sănătate. Pe lângă asta, nu se odihnea niciodată suficient și nu se putea relaxa complet. Îngrijind de un copil mic toată ziua, femeii lipsea catastrofal timp pentru a face chiar și curățenie banală în casă. Dar Ecaterina se străduia întotdeauna să țină apartamentul curat. Cât timp sercei dormea, mama epuizată și nedormită gătea spăla și făcea o ușoară curățenie. Prin urmare, cuvintele lui Andrei au afectat-o foarte mult pe Ecaterina. A dat tăcut lista de medicamente soțului ei și s-a culcat lângă fiul ei. Ecaterina! Ecaterina! De ce miroase așa? A ars ceva? S-a auzit brusc vocea tare a bărbatului. Andrei s-a întors de la farmacie și a observat cum un fum ușor umplea tot apartamentul. Mirosea neplăcută ars. Vai! Femeia a sărit din pat și a fugit în bucătărie. I-a deschis cuptorul și a scos plăcinta arsă. Ecaterina se întinsese lângă copilul bolnav doar cinci minute și a adormit imediat. Ce gospodină ești tu! A început să se plângă bărbatul, deschizând în același timp toate ferestrele. Nici măcar nu poți căti mâncarea normal. M-am întins doar o secundă și nu am observat cum am adormit, s-a scuzat femeia supărată. Cine doarme la ora asta? Am urmăit Andrei și, ascultând, a spus, iată, Serghei plânge din nou. Du-te și liniștește-le. Oh! Ecaterina a lăsat plăcinta neagră pe masă, a luat rapid medicamentul și a fugit la fiul ei. Soțul nu a ajutat-o pe soția sa să curețe bucătăria. A mers în sufragerie, a pornit din nou televizorul și, sorbind o băutură alcoolică, a început să se uite la emisiunile sale preferate. Andrei și Ecaterina erau căsătoriți de patru ani. Se cunoscuseră la locul de muncă. Femeia era operator de depozit iar bărbatul se ocupa de transportul mărfurilor. Venea mereu la biroul Ecaterinei și semna facturi cu ea. Cuvânt cu cuvânt, tinerii au început să se întâlnească. La început, Andrei a plăcut foarte mult Ecaterinei. Bărbatul muncitor și vorbăreț a cucerit rapid inima colegei sale. Ecaterina, de 30 de ani, nu avea copii și nu fusese niciodată căsătorită. Prin urmare, nu s-a gândit mult timp când șoferul i-a propus să se mute în apartamentul lui. Primul an, tinerii au locuit împreună fără a se înregistra la primărie. Apoi Andrei a decis că este timpul să se căsătorească. I-a cerut mâna Caterinei și, după câteva luni, și-au legalizat relația. Colegii nu au vrut să facă o nuntă mare. După înregistrare, tinerii au dat o petrecere mică acasă, la care au invitat doar cei mai apropiați rude și câțiva colegi de la serviciu. La câteva luni după nuntă, Ecaterina a observat că Andrei a început să bea dezbăuturi alcoolice. La început, o făcea în weekenduri, sub pretext că se epuizează emoțional la serviciu și are nevoie să se refacă puțin. Dar după ceva timp, bărbatul a început să bea mult mai des. Acest lucru o enerva foarte mult pe soție. Sub influența alcoolului, Andrei devenea literal insuportabil. De foarte multe ori, în astfel de perioade, Ecaterina pur și simplu pleca de acasă, iar când se întorcea, Andrei își cerea scuze și promitea că nu se va mai repeta. Dar de fiecare dată mințea. Bărbatul nu voia să se oprească și probabil nu ar fi putut. Într-o zi, Ecaterina i-a fost teribil de sătul de toată această poveste cu alcoolul la soțului ei. A strâns o parte din lucruri și a plecat la părinți. Femeia nu voia să trăiască cu un om care nu avea voință și nu se putea controla. Dar, brusc, Ecaterina a aflat că este însărcinată. A fost o veste fericită și tristă în același timp. Femeia de 32 de ani visa de mult la un copil. Cu toate acestea, Ecaterina nu s-a gândit niciodată că va trebui să crească un copil singură. O astfel de perspectivă o speria foarte tare. Femeia a stat mult timp gândindu-se dacă să spună despre sarcină sau nu. Soțul ei sau să nu o facă. Dar întrebarea s-a rezolvat fără implicarea ei. Părinții în vârsta ai Caterinei se îngrijorau mult pentru ea, fica care nu reușea să se așeze în această viață. Ei au contactat-o pe cont propriu pe Alexandru și i-au spus despre starea lui Ecaterina. Bărbatul a venit imediat la iubita sa și a început să o roage să-l ierte. Timp de o lună, Andrei venea în fiecare zi în casa părintească a lui Caterina și o ruga să se întoarcă. Soțul promitea solemn că nu va mai abuza niciodată de alcool. Ecaterina nu-i credea niciun cuvânt soțului. El i-a repetat de atâtea ori același lucru încât încrederea în el era zero. Totuși, în suflet, femeia înțelegea că nu va putea crește copilul singură. Apartamentul părintesc cu o cameră era prea mic, iar veniturile din concediu matern nu ar fi fost suficiente pentru a închiria altă locuință. În cele din urmă, Caterina s-a întors la soțul ei, luându cuvântul că nu va mai atinge niciodată alcoolul. La început, Andrei s-a străduit să se țină, el lucra și o ajuta periodic pe soția sa în casă. Dar la sfârșitul sarcinii, bărbatul nu a rezistat. La o sărbătoare de familie, el a cedat, iar apoi nu a mai putut să se oprească singur. A lipsit de acasă câteva zile. A băut la prieteni și când s-a întors, s-a căit amarnic în fața soției sale. Femeia a decis ferm că nu va trăi așa. Nu vrea și a început deja să-și strângă lucrurile. Totuși, Caterina nu a reușit să se întoarcă acasă la părinții ei. În contextul stresului, a început să aibă contracții premature. Andrei, care abia se trezise din beție, a dus-o repede pe soția sa la spitalul de nașteri, unde după câteva zile Caterina a născut un bebeluș sănătos și robust pe care l-au numit Serghei. După naștere, femeia nu avea nici puterea, nici timpul, nici dorința să lupte împotriva alcoolismului soțului. Ea a hotărât că trebuie să se dedice complet copilului. Rămânând în apartamentul soțului, Caterina s-a ocupat de fiul ei și nu i-a mai acordat atenție soțului. Luând exemplu de la soția sa, Andrei a încercat și el să devină un tată bun pentru bebeluș. El chiar a oprit consumul de alcool pentru o perioadă scurtă de timp. Dar cu cât creștea Serghei, cu atât mai mult bărbatul constata că nu este deloc pregătit să fie părinte. Andrei începea să se uite mai rar la copil. Plânsul bebelușului îl irita atât de mult încât pur și simplu pleca din casă. Uneori, bărbatul se închidea în sufragerie și își punea televizorul la volum maxim. Ecaterina a observat imediat schimbările în soțul ei. La început, ea a încercat să-l justifice. Femeia credea că Andrei va iubi copilul mai mult mai târziu. Dar timpul trecea, iar soțul se îndepărta tot mai mult de Caterina și de fiul lor. Acum nu-l mai irita doar plânsul bebelușului, ci și simpla prezența a copilului în casă. Ecaterina a încercat de câteva ori să discute cu soțul ei despre ce se întâmplă. Dar Andrei nu voia să audă niciun cuvânt de la soția sa. De ce te-ai schimbat atât de mult? Te enervează atât de mult propriul tău fiu? Nu vorbi prostii, Caterina. Dacă ai fi avut mai mare grijă de el, atunci el ar fi plâns mai puțin și nu ar fi trebuit să plec de acasă. Este un copil. Copiii plâng și strigă întotdeauna. Nu este nimic rău în asta? Știi ce este rău în asta? Eu vin acasă de la serviciu și vreau doar să mă odihnesc. În final, trebuie să ascult strigăte și plânsete. Și acest haos mă enervează deja. Jucăriile sunt peste tot. Dacă te întrețin, măcar fi drăguță și făcurat. Ce vrei să spună că te întrețin? Sunt în concediu de maternitate și am grijă de copilul nostru. Da, plățile pe care le primesc nu sunt mari, dar eu nu pot să mă întorc încă la muncă există o coadă uriașă la grădinița de copii. De aceea spun că atât timp cât te întrețin, vei face așa cum am spus eu. Acest dialog a adus-o pe Caterina într-o stare de descurajare totală. Acum ea înțelegea că nu a fost o idee bună să se întoarcă atunci la Andrei. Mai bine ar fi să trăiască într-un mic apartament al părinților. Decât să asculte reclamațiile soțului, care o consideră o sclavă. Cu toate acestea, Ecaterina nu mai putea să-și lase soțul. Era cu adevărat dependentă de Andrei material. Femeia nu înțelegea cum va putea să trăiască cu copilul fără muncă. Toate grădinițele din oraș erau pline, iar plățile de concediu se apropiau de sfârșit. Viața cu Andrei sub același acoperiș devenea tot mai insuportabilă. Bărbatul a început din nou să bea frecvent. În astfel de momente, Ecaterina încerca să nu vorbească cu soțul ei. El devenise excesiv de agresiv, iar femeia începea să-i fie frică să-i contrazică. Într-o seară, Andrei s-a întors de la muncă și a băut din nou. Neaflând cina în frigider, s-a enervat atât de tare încât a distrus aproape întreaga bucătărie. Micul Serghei plângea din cauza zgomotului, iar Ecaterina speriată încerca să-l calmeze pe bărbat. Andrei, ce faci? Îl sperii pe copil. Oprește-te. Plângea femeia văzând bucătăria distrusă. Cu ce te-ai ocupat toată ziua? Crezi că nu puteai măcar să-mi pregătești cina? Striga furios soțul. Există mâncare în oală acolo. Serghei s-a îmbolnăvit. Am fost cu el la spital. Asta supa aceea de trei zile o numești mâncare? La spital am fost. Crezi că vei trăi în apartamentul meu fără să faci nimic doar ca să fie frigiderul plin mâine? Bărbatul biat a continuat să facă scandal mult timp. Ecaterina plângând de frică s-a închis în cameră cu fiul ei și nu a ieșit până a doua zi dimineața, când soțul a plecat la muncă. După acest scandal, femeia și-a luat câteva lucruri și a plecat din nou la părinți. Ecaterina nu știa ce să facă în această situație. Era pregătită să depună actele pentru divorț și să-și găsească un loc de muncă pentru a se întreține pe ea și pe fiul ei măcar cumva. Dar nu erau locuri în grădiniță pentru copil, iar părinții erau prea bătrâni și bolnavi pentru a avea grijă de el. În timp ce se gândea la ce să facă, Andrei furios a venit în casa părintească. De ce ai plecat din nou? A strigat bărbatul abia trecând pragul. Se simțea puternică băutură. Acum Andrei bea în fiecare zi. După muncă, mergea la bar și consuma câteva sticle de băutură spumoasă. Vreau să depun cerere de divorț. Nu mai vreau să trăiesc cu tine, a declarat ferm femeia. Divorț. Râse ironic soțul. Și ce vei face fără mine? Fără apartamentul meu și fără salariul meu? să mori de foame? Sau crezi că îți vei găsi alt soț? Cine are nevoie de tine cu copilul altcuiva? Dragul meu, mai bine să mor de foame decât să trăiesc cu acest monstru care nu poate renunța la băutură. Aceste cuvinte l-au înfuriat pe Andrei până la extrem. Ecaterina și-a regretat imediat că le-a spus. Aha, deci așa ai început să vorbești. Nu-ți voi da divorț și dacă te hotărăști să depui cererea, să știi că nu vei mai vedea copilul. Serghei va rămâne cu mine. Judecătorul nu va fi niciodată de partea unei mame fără loc de muncă și fără adăpost. Te-am avertizat. Cuvintele acestui bărbat au speriat foarte tare femeia. Ea se temea că din răzbunare, soțul va încerca într-adevăr să ia copilul. Serghei nu era deloc necesar, dar pentru a-i face femeii rău, Andrei putea recurge la orice gest murdar. În cele din urmă, Ecaterina a decis să fie vicleană. Ea a fost de acord să se întoarcă acasă la soț. Strângând din dinți, femeia voia să suporte nebunia soțului încă un timp. În acest interval, ea ar fi putut economisi puțin. Bani și să plece departe de oraș. Având un plan bine stabilit, Ecaterina s-a mutat din nou cu Andrei. După asta, bărbatul a simțit o putere specială asupra soției. El credea că acum Ecaterina nu va putea fugi de el. Să plece de la soț fără un ban în buzunar și cu un copil mic nu va putea, iar dacă va încerca, el va încerca din nou. Să o șantajeze cu tribunalul și cu serviciul de protecție a copilului. Simțindu-se neîngrădit, Andrei a devenit pur și simplu insuportabil. Toate insultele și umilirile lui Ecaterina le-a suportat în tăcere. Ea încerca să nu-i contrazică în nimic bărbatului, dar în secret strângea bani pentru a-și părăsi într-o zi acest apartament detestat împreună cu fiul ei. După ce a erisit camerele după fumul produs de prăjitura arsă, Ecaterina a închis toate ferestrele. Temperatura copilului în sfârșit s-a stabilizat la valorile normale și el a adormit adânc femeia a făcut curățenie în bucătărie și apoi a intrat pe furș în sufragerie. Acolo pe canapează cea soțul. El s-a îmbătat din nou și, nereușind să-și termine emisiunea, a adormit direct sub zgomotul televizorului. Ecaterina a mers liniștită la dulap, unde se afla cutia cu bania lui Andrei. Femeia a deschis cu grijă ușa și a privit înăuntru. În cutie se aflau multe bancnote de diferite denominații. Odată, bărbații l-au păcălit pe Andrei și i-au luat aproape tot salariul de pe cart. După acea experiență, soțul nu mai ținea bani virtuali. El îi retrăgea și ținea numerarul într-o cutie de biscuiți. Andrei a interzis cu strictețe Ecaterinei să se uite în siguranța lui improvizată. Dacă era nevoie de alimente, el scoatea singur banknotele și îi dădea soției suma necesară. Dar uneori... Femeia se uita în secret în dulap și lua puțin bani. Îi strângea pentru ca într-o zi să-și poată realiza planul de evadare. Viața cu un bărbat agresiv și dependent de alcool devenea insuportabilă. Numărând suma adunată, Ecaterina a decis că va fi suficientă pentru o perioadă inițială. Ea își dorea să fugă de soț în ajunul sărbătorilor de Anul Nou. Femeia știa că în acele zile Andrei urma să primească o primă consistentă la muncă. Cu siguranță va dori să sărbătorească evenimentul cu colegii de pahar. Sub influența alcoolului, soțul nu va realiza timp de câteva zile că soția și fiul au dispărut. Acest lucru îi va oferi Caterinei un avantaj considerabil pentru a pleca departe de oraș și a se stabili în alt loc. Nu avea rost să se întoarcă la părinți, acolo Andrei o va găsi cu siguranță și va relua amenințările cu judecata și tutela strângând lucrurile și ascunzându-le în dulap, Ecaterina se pregătea încet pentru plecare. Cu o zi înainte de fuga planificată, femeia a privit din nou în cutie. A luat din nou o mică sumă de la soț. Cu banii a cumpărat toate medicamentele necesare pentru copil. De asemenea, a achiziționat un bilet către un centru raional situat nu departe de oraș. De acolo, Ecaterina plănui să se mute într-un sat liniștit încă nu se hotărâse unde anume. Grădinițele din astfel de sate nu sunt de obicei supraaglomerate, așa că sercii putea fi integrat fără probleme. Ecaterina însă și a decis că după aceea va începe imediat să caute un loc de muncă potrivit. Banii economisiți și luați în secret de la soț nu-i vor ajunge pentru mult timp. Cât despre locuință, femeia nu avea nicio idee unde îl va căuta într-un sat îndepărtat. Cu toate acestea, Ecaterina auzise de multe ori că oamenii din astfel de sate fuga adesea la oraș și își lasă casele cu tot inventarul. Ecaterina spera că va avea noroc și va putea închiria o căsuță decentă contra unei chirii minime. Aceasta va deveni noul lor refugiu cu fiul ei. În ziua fugii, femeia s-a trezit devreme. A pregătit micul dejun soțului și a mâncat bine și ea. Soțul era într-o dispoziție veselă de dimineață. Astăzi urma să primească o primă bună, urmată de o petrecere de anul nou grandioasă. Andrei mulțumit i-a dat soției niște bani ca să meargă la magazin și să cumpere ceva pentru fiul lor de sărbătoare. După aceea, bărbatul a plecat la muncă, iar Ecaterina a început să se grăbească să se pregătească. O furtună de zăpadă începea pe stradă, Așa că femeia a decis să cheme un taxi și să ajungă la gară mai devreme. Ecaterina a strâns un geamantan mare și l-a îmbrăcat bine pe fiul a dormit. Inima femeii împingea literalmente din piept. Îi era foarte frică să plece în necunoscut. Dar Ecaterina nu avea altă ieșire. Nu voia să trăiască toată viața în frică, temându-se pentru propria sănătate și pentru sănătatea copilului. Ajunsă la gară, Ecaterina a mai așteptat mult timp autobuzul. Din cauza viscolului puternic, cursa a fost întârziată cu o oră. Dar când furtuna s-a potolit, femeia cu copilul a urcat în transportul public și s-a îndreptat spre destinația situată la 200 de kilometri de oraș. Câteva ore mai târziu, Ecaterina a sosit într-un mic oraș de tip orășenesc. Stătea la casă și alegea încesat să ia un nou bilet. Femeia dorea atât de mult să se ascundă de soțul violent, încât a început să se uite la cele mai discrete și îndepărtate sate. Bună ziua! Ecaterina s-a apropiat de casă. O doamnă plină și nemulțumită stătea la fereastră. Bună ziua! Pot să am un bilet pentru Vasilevca? Cu plăcere! Casiera a luat indiferent banii de la Ecaterina și i-a dat biletul în schimb. Așteptând încă un autobuz aproximativ o oră, Ecaterina și fiul ei au flămânzit. Mama a hrănit copilul cu terciul prepreparat din termos, iar ea însă și a gustat niște sandvișuri. Viscolul de pe stradă a izbucnit din nou cu putere. Dar conducerea gării nu a anulat cursa premergătoare sărbătorilor. Toți pasagerii se grăbeau acasă pentru a sărbători anul nou cu cei dragi. Mai rămâneau câțiva kilometri până la Vasilevca când, dintr-o dată, autobuzul vechi s-a stricat. Pasagerii și-au exprimat nemulțumirea cu voce tare șoferului, dar el nu putea face nimic. În cele din urmă, oamenii au ieșit din vehicul și au început să facă autostopul. Ecaterina l-a întrebat pe șofer dacă satul era departe. El a răspuns că este chiar în fața lor, dar din cauza ninsorii abundente nu se vede. Atunci femeia a decis să nu facă autostop pe traseul aproape pustiu. A luat valiza pe roți și a luat copilul în brațe și a pornit în direcția indicată de bărbat. Nu era departe până la Vasilevka, dar din cauza nămeților, Ecaterina abia se târa. Valiza grea nu mergea deloc, iar mâna cu copilul o durea îngrozitor. Se însera deja, iar femeia obosită se așeză disperată pe un morman înalt de zăpadă. Nu știa ce să facă în continuare. Copilul a început să plângă tare, iar pe drumul înzăpezit nu mai treceau mașini de mult timp. Ecaterina chiar a vrut să plângă de această lipsă de speranță, când, dintr-o dată, în depărtare a observat lumina farurilor unei mașini care se apropia. Câteva minute mai târziu, o camionetă uriașă s-a oprit lângă ea. Ușa caroseriei s-a deschis și un bărbat plăcut a apărut din ea. Cum sunteți? A strigat străinul. Pot să vă ajut? Ce faci aici în întuneric, stând pe un morman de zăpadă? Cred că ne-am rătăcit, a răspuns femeia abia stăpânindu-și lacrimile. Copilul din brațele ei plângea tare. Și unde trebuie să ajungi? S-a auzit vocea șoferului prin viscolul tot mai puternic. De fapt, trebuie să ajung la Vasilevka dar acum sunt gata să merg oriunde. Doar să fie cald și sigur. Tocmai mă întorc din Vasilevka. Urcați în cabină, vă voi duce unde trebuie. Nu veți ajunge singuri pe astfel de nămeții, veți muri de fric. Bărbatul binevoitor a așezat femeia cu copilul în cabină și le-a pus valiza lângă ei. Șoferul a întors cu iscusință vehiculul mare pe drumul îngust înzăpezit și s-a îndreptat spre sat. Vă mulțumesc mult! Dacă nu ați fi trecut pe lângă noi, probabil că am fi înghețat acolo, a spus femeia cu voce tremurândă, încălzindu-se în cabina caldă. Nu-i nimic! Cum de v-ați hotărât să plecați într-o asemenea furtună? Aveți rudem, Vasilievca? Nu, în sat nu am pe nimeni. Am venit aici din necesitate. Din necesitate? A fost surprins bărbatul. Și unde vă puteți caza? Sincer, nu știu. Lăsați-mă undeva în centrul satului. Mă voi plimba pe străzi, poate cineva închiriază. O cameră în casă sau chiar toată căsuța. Cum vă numiți? Bărbatul a privit cu imire femeia disperată. Nu înțelegea ce a putut determina o necunoscută să plece într-o necunoscută în ajunul sărbătorilor de Anul Nou, împreună cu copilul ei mă numesc Ecaterina. Și acesta este fiul meu, Serghei. Femeia s-a uitat la copil. Acesta și-a încetat capriciile și s-a adormit doar de oboseală. Cum vă numiți? Locuiți aici? Mă numesc Alexandru. Și da, locuiesc aici. Ei bine, cum să zic că locuiesc? De fapt, sunt șofer de camion. Plec în curse și nu stau mult în sat. Dacă doriți, vă pot lăsa la mine. Casa nu este curată, nu am timp să o mențin. Dar casa este bună și caldă. În frigider mai sunt câteva provizii. Ar fi minunat. Sigur că voi plăti chirie. Cât cereți pe lună? Ecaterina a fost foarte bucuroasă că nu va trebui să meargă prin satul înzăpezit în căutarea unui adăpost. Pe lună? A repetat bărbatul. Eu nu cer nimic. Vreau doar să ajut, nu am nevoie de bani. Dar cum să nu? Nimeni nu lasă pe cineva să locuiască acasă fără să plătească. Ei bine, bine. Dacă doriți să plătiți, puteți să faceți doar curățenie. Ar fi o mare ajutor pentru mine, sincer. Am neglijat complet casa cu această muncă. Chiar mi-e rușine. Cu plăcere, a zâmbit femeia. Când au ajuns la casă, Alexandru a ajutat-o pe Ecaterina să coboare din camion, apoi a scos valiza și a dus-o în hambar. Aici e bucătăria, în frigider sunt alimente. În dormitor și în dulap sunt pături și perne. Lenjeria de pat este acolo. Uitați-vă singură ce aveți nevoie. Doar că eu sunt foarte grăbit și nu am timp să vă arăt totul. Bine, bine. Nu vă faceți griji, mă descurc. Mă întorc cam într-o lună. Aici e numărul meu. Sunați dacă aveți întrebări. Alexandru a scris rapid numărul de telefon și i-l a dat Caterinei, noua sa cunoștință. Mulțumesc! Dacă aveți nevoie de ajutor, cu siguranță vă voi suna. Ecaterina l-a mulțumit pe salvatorul ei și l-a condus până la ușă. Odată ce stăpânul a plecat de la casă, femeia a suspinat ușurată. În sfârșit, ea și fiul ei erau în siguranță și la căldură. În timp ce Serghei dormea, Ecaterina a găsit alimente și a pregătit porția de cină. Furtuna nu se potolea afară. Zăpada lovia necontenit geamurile. După cină, Femeia a făcut patul în camera de oaspeți. Și, după ce s-a mai răsucit puțin, a adormit împreună cu fiul ei. Dimineața de vreme, Ecaterina s-a trezit la un sunet puternic. Cineva lovia puternic și insistent în ușa de la intrare. O femeie speriată a sărit din pat. A aruncat rapid o haină pe ea și a ieșit tiptil pe hol. Cine e acolo? a întrebat cu grijă Ecaterina. Alexandru, ești acasă? Din spatele ușii s-a auzit o voce bărbătească. Femeia s-a apropiat și a descuiat broasca. Bună ziua. Dacă îl căutați pe Alexandru, nu e acasă. A plecat ieri în cursă, a spus Caterina cu teamă. Înțeleg. Necunoscutul era surprins. De noua locuitoare a casei. Dar dumneavoastră cine sunteți? sunt Caterina. Eu și fiul meu închiriem o cameră de la Alexandru. Femeia a decis să mintă un pic. Închiriați. Ah, asta e. Eu am văzut lumina seară și am crezut că Alexandru a decis să nu meargă la muncă de sărbători. Se pare că erați dumneavoastră. Deci nu sunteți din zonă? Nu, nu sunt de aici, a răspuns scurte Caterina locuim cu soția mea vis-a-vis. -vis. Dacă aveți nevoie de ceva, nu intați să apelați la noi. Apropo, vă felicit cu sărbătorile. Mulțumesc! Și dumneavoastră la mulți ani! Ecaterina a închis repede ușa și a alergat imediat la fereastră. Necunoscutul nu mințise. A ieșit din curtea vecinului și a mers prin nămeții spre cabana din față. Toată săptămâna următoare, Ecaterina și Serghei nu au ieșit din casă. Femeia a îndeplinit rugămintea salvatorului ei și a curățat bine casa lui. Când proviziile din casă s-au terminat, Ecaterina a decis totuși să ceară ajutor vecinilor. Trebuia să afle unde se află magazinul alimentar în satul lor. Ecaterina l-a îmbrăcat bine pe copil și s-a îndreptat spre casa de unde venise recent necunoscutul. După ce a bătut la ușă, I s-a deschis imediat. În fața ei stătea același necunoscut care o căutase pe Alexandru cu câteva zile în urmă. Oh, bună ziua! Ați decis totuși să vă plimbați? Soția mea nu mă credea că în casa lui Alexandru locuiesc chiriași. Intrați! Vecinul primitor a invitat-o pe Ecaterina înăuntru. Bună ziua! Vroiam doar să știu dacă aveți un magazin alimentar în sat ar trebui să cumpărăm provizii. Bună ziua! Dintr-o dată, din spatele colțului a apărut soția fermecătoare a proprietarului. Tocmai ne îndreptam spre magazin. Ne-am gândit să vă luăm și pe dumneavoastră cu noi, dacă doriți, bineînțeles. Mă cheamă Maria, iar acesta este soțul meu Anatolie. Îmi pare foarte bine, eu sunt Ecaterina. Dacă nu vă deranjează, am venit cu plăcere cu dumneavoastră. Perfect. Maria i-a zâmbit femeii cu copilul, apoi s-a îmbrăcat și au plecat cu toții la magazin cu mașina. În timp ce Caterina cumpăra produse alimentare cu noi ei cunoscuți, a decis să afle de la ei toate informațiile necesare despre sat. l a întrebat pe Maria dacă există o grădiniță în sat și dacă poate găsi un loc de muncă bun în zonă. Ați venit la locul potrivit, Maria a zâmbit la soțul ei. Eu lucrez ca educatoare la grădinița locală. Și avem mereu nevoie de bone. Dacă vă angajați, fiul dumneavoastră va fi înscris în grupă fără nicio coadă. Adevărat. S-a mirat Caterina. Pentru ea, era o veste foarte bună. Acum putea nu doar să-l înscrie pe Serghei la grădiniță, ci și să se angajeze următoarele două săptămâni, Ecaterina a comunicat strâns cu vecinii. A aflat treptat de la soț informații despre chiriașul ei. Maria și Anatolie, simpli și amabili, i-au povestit că Alexandru fusese căsătorit, dar soția îl înșelase și fugise în oraș cu profesorul de la școală. Nu pot să cred. S-a mirat Ecaterina. Da, se întâmplă și asta, a oftat Maria. De când a plecat Svelana cu profesorul ăla, nu s-a mai auzit nimic de ea. Ce soră! Nici măcar nu m-a felicitat de sărbători. Și eu ți-am spus mereu că e o zgâitie necap, a profitat Anatolie de ocazie pentru a-i reaminti soției cine avea dreptate. Dar tu cum ai ajuns aici? De ce ai ales Vasilievka? Maria era foarte curioasă să afle povestea apariției misterioase a Ecaterinei. La început, femeia venită nu povestea nimic despre ea. Dar când Ecaterina a înțeles că vecinii păreau a fi oameni buni, le-a spus povestea ei tristă. A povestit cum a trăit nefericită cu un alcoolic care o teroriza și o șantaja, și cum în cele din urmă a fugit în secret de soțul tiran. Ce groază! Au simpatizat soții. La ce duce băutura? În tot timpul petrecut în casa lui Alexandru. Ecaterina nu l-a sunat niciodată. Femeia se simțea jenată să-l deranjeze pe bărbat de la munca sa de șofer. Ecaterina a aflat de la Maria că Alexandru se întoarce în Vasilievca. Șoferul de camion suna rar la vecini. El doar afla ultimele noutăți din sat și întreba dacă totul era în regulă cu casa lui. Dar de data aceasta, Alexandru îl suna pe Anatolie mai des. Bărbatul era curios să știe cum se descurcau oaspeții lui. Vecinul i-a povestit că Maria și Ecaterina se împrieteniseră și că aceasta se dovedise a fi o femeie bună. Alexandru l-a rugat pe Anatolie să o avertizeze pe Ecaterina despre sosirea sa. Șoferul de camion nu știa ce va face când se va întoarce acasă. Nu voia să o dea afară pe femeia cu copilul. Bărbatul era bucuros că în absența lui cineva avea grijă de casă. Dar nu știa nici dacă oaspetele va dori să locuiască cu un străin sub același acoperiș. După ce Caterina a aflat că proprietarul casei se întoarce în concediu, a făcut din nou curățenie în toate camerele, a cumpărat produse alimentare și a gătit o mulțime de mâncare delicioasă. Astfel, femeia a vrut să-i mulțumească lui Alexandru pentru ospitalitate și pentru că a salvat-o din viscol. Bună ziua! A auzit o voce cunoscută în prac. Era Alexandru care tocmai se întorsese. Bărbatul neîngrijit și obosit a intrat în bucătărie și a simțit imediat aroma plăcintelor proaspete. Bună, a zâmbit Caterina cu timiditate, te așteptam cu Serghei. Mă așteptați? E bine. Alexandru a zâmbit în semn de răspuns. Îi era plăcut să se întoarcă în casa caldă. Unde era așteptat și primit cu drag. Ce bine miroase! Da, am pregătit tot felul de mâncare. Probabil că ești foarte flămând, nu? Nici nu ai idee. Doar mă voi duce la duș și mă voi schimba. Apoi putem lua prânzul. Nu te deranjează dacă vin la prânz, nu? Îi voi invita pe Anatolie și pe Maria, a întrebat ea brusc. Se simțea atât de stânjenită de toată această situație, încât voia să găsească măcar un pic de sprijin la vecinii cu care se împrietenise foarte mult în ultima lună. Bineînțeles, invită-i." Știu că v-ați împrietenit," a dat din cap Alexandru mulțumit și s-a îndreptat spre baie. Cât timp bărbatul se punea în ordine, a observat cât de mult se transformase casa lui. Toate camerele erau curate și ordonate. Lenjeria de pat mirosea prospețime, iar în coșul de rufe nu mai erau haine murdare. Toate fusese răspălate, călcate și pliate cu grijă pe rafturi. Ecaterina, îți mulțumesc că ai făcut o ordine în casă. De mult timp nu a mai fost atât de confortabil și curat aici, a intrat Alexandru zâmbind în bucătărie, unde femeia deja pusese masa mare. Nu e nimic, Alexandru, este cel mai mic lucru pe care îl pot face pentru a-ți mulțumi pentru ajutor, a zâmbit ea stânjenită. Acum, în fața ei nu mai stătea un șofer de camion obosit și neîngrijit, ci un bărbat frumos și puternic. Cum v-ați descurcat aici cu Serghei? nu au fost probleme. Totul e bine. Ne-am familiarizat rapid cu casa, iar Anatolie ne-a dus prin sat. Ne-a arătat unde este magazinul, poșta grădinița și dispensarul. Lui Serghei îi place și aici, a privit femeia cu tandrețe fiul care umbla prin apropiere și se juca cu oalele. Vai, și eu am uitat. Alexandru a sărit brusc și a scos din geanta de drum care o lăsase în hol. I-am adus un cadou copilului. Bărbatul a scos o mașină mare într-o cutie transparentă și i-a dat-o băiatului. Sergei a apucat jucăria cu un scâncet mulțumit și a început să o despacheteze. Nu a fost necesar, s-a stânjenit Ecaterina. Nimic nimic, nu are jucării aici, să aibă măcar una, a luat bărbatul băiatul zâmbitor în brațe și l-a dus cu mașinuța în sufragerie. Acolo, Alexandru s-a jucat cu Sergei până când au venit vecinii. Alexandru, au venit invitații, a apărut Ecaterina din spatele colțului. Femeia s-a uitat în sufragerie și l-a văzut pe bărbat jucându-se cu entuziasm cu fiul ei. Această imagine a făcut-o pe Ecaterina să se simtă tristă. Tatăl natural al băiatului nu petrecuse niciodată atât de mult timp cu copilul. Hai, Serghei, să luăm prânzul, l-a ridicat Alexandru pe băiat și a alergat cu el spre bucătărie. În timpul zborului improvizat, băiatul a râs cu voce tare. La prânz, Ecaterina nu se mai simțea stânjenită. Vecinii îl întrebau pe Alexandru despre munca lui, iar el, la rândul său, era interesat de ultimele evenimente din sat. Ecaterina intra periodic în dialog, dar mai mult tăcea. Pentru a o face pe noua sa cunoștință să vorbească, Alexandru a decis să o întrebe pe femeie despre planurile ei. Am auzit că ai vrea să-ți înscrii copilul la grădinița de aici. Da. Maria a spus că dacă mă angajez la ei ca bună, Serghei va fi imediat primit în grupă. Vrei să te angajezi aici? Alexandru s-a bucurat în tăcere. Dacă Ecaterina vorbește despre un loc de muncă, înseamnă că va rămâne în sat pentru o perioadă lungă de timp. Da, ar fi bine. Am vorbit cu directoarea, a intervenit Maria. Te așteaptă la un interviu luna viitoare. Trebuie să treci tu și Serghei printr-o comisie medicală și gata. Da, mă voi ocupa de asta săptămâna viitoare, a răspuns Ecaterina mulțumită. Tinerii au mai stat mult timp la masă și au discutat. Alexandru i-a plăcut foarte mult de Ecaterina. Femeia i s-a părut nu doar frumoasă și inteligentă, ci și bună și gospodărească. Tot concediul Alexandru și Ecaterina au locuit sub același acoperiș. Bărbatul s-a îndrăgostit pur și simplu de colocatara sa. Femeia i-a povestit lui Alexandru o poveste tristă din viața ei. În schimb, șoferul de camion i-a spus Caterinei că și el a suferit în căsătoria sa și chiar a supraviețuit unei trădări perfide. În timpul concediului, Alexandru a petrecut adesea timp cu Serghei. Bărbatului i-a plăcut foarte mult să învețe și să crească un copil mic pentru prima dată în viața lui, Alexandru a avut sentimente paterne. Chiar și-a dorit să aibă proprii copii. Bărbatul a observat că atunci când pe podea se aud piciorușe mici, în casă se creează o atmosferă specială. Cât despre Ecaterina, ea a fost și ea atrasă de Alexandru. Niciodată nu a avut bărbați care să se comporte cu ea cu atâta tandrețe și grijă. Pe tot parcursul concediului, Femeia nu a observat niciodată nicio urmă de agresivitate sau obscenitate din partea lui Alexandru. După căsătoria cu tiranul Andrei, acest lucru era destul de neobișnuit pentru Ecaterina. Alexandru a vrut să-i declare Ecaterinei sentimentele sale, dar în curând urma să aibă o nouă cursă. Bărbatul nu a vrut să vorbească despre dragoste cu femeia înainte de plecare. A decis să o facă în următoarea sa vacanță. În plus, șoferul de camion trebuia să ramburseze integral creditul. După ce și-a plătit datoria, Alexandru intenționa să cumpere un inel de aur și să-i ceară mâna Ecaterinei. Dar totul a mers diferit de cum își planificaseră tinerii. Când bărbatul s-a întors în satul natal din cealaltă cursă, casa nu mai mirosea a plăcinte proaspete. Nu mai era nimeni în casă. Alexandru a alergat la vecini ca să afle ce s-a întâmplat și unde au plecat Caterina și fiul ei. Maria și Anatolie, îngrijorați, i-au spus că, cu câteva zile în urmă, o mașină necunoscută a oprit în fața casei lui. A ieșit un bărbat agresiv care a spart literalmente ușa și a năvălit în casa unde se ascundeau Serghei și Ecaterina. Mai târziu, vecinii au aflat că era soțul femei, Tiranul și alcoolicul de care fugise din oraș. Andrei a împins-o cu brutalitate pe soție și fiul în mașină și i-a dus înapoi acasă. Am încercat să-l oprim, dar era nebun, a povestit Maria cu voce tremurândă. Chiar am chemat un polițist, dar până când a ajuns agentul, bărbatul violent deja plecase cu Ecaterina și băiatul. Polițistul a spus că nu poate face nimic în această situație singurul lucru pe care îl poate face este să primească de la tine o plângere pentru pagube materiale și pătrundere ilegală în locuință. Și unde i-a dus? Nu știe adresa ei anterioară. Alexandru era îngrijorat că soțul nedecvat ale Caterinei ar putea face rău ei sau copilului. Pot să verific în dosarul grădiniței pe care l-a completat Caterina când s-a angajat. Ar trebui să fie acolo adresa ei anterioară de reședință. După ce a aflat unde se află Ecaterina, Alexandru a plecat imediat în oraș cu Anatolie. Alexandru era hotărât să o aducă pe femeie înapoi, chiar dacă asta însemna să o smulgă din mâinile tiranului. Bărbații au găsit rapid casa unde trebuia să fie Ecaterina. Au bătut la ușă și au așteptat. Ușa i-a fost deschisă de un Andrei beat. Cine sunteți voi? Ce vreți? a reușit să articuleze cu greu omul clătinându-se. Am venit pentru Ecaterina. Ea este aici? A răspuns sec Alexandru, încercând să privească în hol prin ușa întredeschisă. Ce vă pasă vouă dacă soția mea este aici sau nu? A stârnit Andrei, apoi a încercat să închidă ușa. Dar Alexandru și-a pus piciorul în prag și nu l-a lăsat să facă asta. Ecaterina, Ecaterina, ești aici. A început să strige tare bărbatul. Scoateți piciorul. S-a enervat proprietarul apartamentului. Alexandru, suntem aici, el nu ne lasă să ieșim. S-a auzit din adâncul holului. Plecați de aici. Voi sunt și acum la poliție. Andrei a deschis ușa și a încercat să împingă pe Alexandru ca acesta să-și ridice piciorul de pe prac dar Alexandru, care era mare și puternic, nu s-a lăsat învins. Omul a profitat de ocazie și a intrat în casă. Proprietarul apartamentului, șocat, a încercat să împiedice străinul, dar nu a reușit. A fost oprit de Anatolie. Eliberează-mă! Andrei voia să se lupte cu bărbatul. Dar după ce a băut, abia se ținea pe picioare. Ecaterina, unde ești? Alexandru a continuat să strige femeia, după ce a pătruns în apartament. Suntem aici, închisă în cameră. Bărbatul s-a apropiat de ușă, din spatele căreia se auzea vocea iubitei. În gaura cheii a observat o cheie care ieșea. Rotind-o, Alexandru a deschis ușa și a văzut-o pe Ecaterina plângând și pe Serghei speriat. Pe fața femeii erau zgârieturi și vânătăi iată ticălosul. S-a enervat Alexandru când a văzut femeia rănită. A întors cu furie și a vrut să se îndrept spre Andrei, dar Ecaterina l-a oprit, agățându-se practic de gâtul lui. Nu trebuie, Alexandru, nu trebuie. Ecaterina se temea că, fiind impulsiv, Alexandru ar face ceva groaznic. Trebuie doar să sunăm la poliție și eu voi depune o plângere împotriva lui. Alexandru a încercat încă câteva minute să se elibereze din strânsoarea fermă a femeii. Era atât de furios pe rivalul său încât voia neapărat să se răzbune pentru bătaia dată Ecaterinei. Dar femeia nu vedea nicio logică în asta. Din contră, ar fi dăunat planului său ulterior. Voi scrie o plângere la poliție și tu trebuie să depui una pentru faptul că ți-a spart ușa în casă și a pătruns ilegal acolo. Andrei e un laș și un bețiv, nu-și dorește probleme cu legea. Asta îl va opri când va vrea să ne vadă din nou. Cuvintele convingătoare ale Ecaterinei l-au influențat pe Alexandru. Au sunat la poliție și au dat declarații. Până în acel moment, Andrei se trezise puțin. Inițial a negat implicarea în spargerea ușii altcuiva, dar Anatolia a mărturisit apoi proprietarul apartamentului a început să susțină că nu a atins-o pe Ecaterina nici măcar cu un deget. Toate vânătăile de pe fața ei au fost făcute de Alexandru. Șoferul de camion abia se stăpânea să nu mintă și să nu fie obraznic. Dar Ecaterina i-a asigurat pe polițiști că sub influența alcoolului Andrei a fost cel care a bătut-o și a ținut-o cu forța închisă într-o cameră. Agenții au întocmit un proces verbal și au spus că, cel mai probabil, va fi deschis un dosar penal. Auzind asta, Andrei a tăcut. Perspectiva de a merge la închisoare nu-l bucura deloc. Mai târziu, Ecaterina a convenit cu soțul ei că pentru a încheia dosarul, el trebuie nu doar să accepte divorțul, ci și să renunțe la toate drepturile asupra fiului lor. Femeia nu voia ca Serghei să aibă un astfel de tată, chiar și formal. Întorcându-se în sat, Ecaterina a rămas mult timp în stare de șoc. Plecând din oraș cu fiul ei, nu se aștepta ca Andrei să-i caute. A găsit noua ei adresă din pură întâmplare. Când Ecaterina a demisionat de la distanță de la locul de muncă anterior, noul ei loc de reședință a apărut în dosarul ei. Soțul ei, care a venit să semneze facturile la biroul unui nou angajat, a observat pe masă documente cu adresa. Așa a găsit-o pe soția și fiul său, care dispăruseră misterios din casă în ajunul anului nou. Au, doare, ustură, se plângea Caterina când Alexandru îi trata vânătăile de pe față și corp. Răbdare, acum voi pune un guent și va fi mai bine. Alexandru tremura literalmente de ură când se gândea la tot ce a trebuit să îndure iubita lui în acea zi teribilă a răpirii. Ești pur și simplu ungerul meu păzitor. A zâmbit Ecaterina și l-a privit cu bâlândețe pe bărbat. Nu știu ce aș face fără tine." Eu nu știu, Ecaterina, ce aș face fără tine și Serghei." Cu apariția voastră în această casă, viața mea a căpătat din nou sens." E o declarație de dragoste asta?" Femeia s-a uitat jucăuș la Alexandru. Exact asta," a spus bărbatul rușinat. Apoi s-a ridicat și a dispărut pentru o secundă în hol. Întorcându-se, i-a întins femei o cutie mică. Ce e asta? a întrebat Ecaterina surprinsă. Deschide-o și vei afla. Ecaterina s-a uitat înăuntru și a fost nedumerită. În cutie se afla un inel de aur frumos cu o piatră mare. Și cum trebuie să înțeleg asta? a întrebat femeia. Ridicând o sprânceană cochetă, știind deja răspunsul la propria întrebare: Vrei să te căsătorești cu mine? A zâmbit bărbatul, apoi a luat bijuteria și a pus-o pe inelarul Ecaterinei. Ochii femeii s-au umplut de lacrimi. Era fericită să audă această întrebare de la Alexandru. Ecaterina avea sentimente tendre pentru salvatorul ei de mult timp. Desigur că da, a răspuns șoptit femeia și l-a sărutat pe Alexandru. După logodnă, relația dintre Alexandru și Ecaterina a devenit și mai romantică. Femeia strălucea pur și simplu de fericire. În sfârșit, l-a găsit pe adevăratul ei bărbat, iubitor. Cel la care visase atât de mult timp. Alexandru era fericit că Ecaterina a acceptat propunerea lui. Dar bărbatul nu s-a oprit la asta. Curând i-a spus femeii despre o altă intenție a sa. După nuntă, voia să-l adopte pe Serghei. În acel moment, conform documentelor, Andrei nu mai era tatăl băiatului. Ecaterina a fost de acord cu bucurie cu această propunere. Bărbatul se purta cu atât de multă căldură cu fiul ei, încât femeia nu avea nicio îndoială că va fi un tată minunat pentru Serghei. Nunta tinerilor a fost programată pentru vara anului. După înregistrarea la Oficiul Stării Civile, invitații s-au adunat la casa Mirelui, unde Maria, împreună cu Ecaterina și alte femei din sat, au pregătit o masă festivă uriașă. Aproape toți locuitorii micului sat au participat la ceremonie. Câteva luni mai târziu, sora ei dispărută a venit să o viziteze pe Maria. Aflând că fostul ei soț s-a căsătorit din nou, Svelana a fost foarte supărată. Știa că Alexandru își îmbunătățise situația financiară și voia să reia relația cu el. Dar femeia ușuratică nu mai trezea interesul bărbatului. Alexandru era atât de îndrăgostit de Ecaterina, încât nici nu se gândea la alte relații. Cât despre Andrei, el a dat complet în băutură. Jumătate de an mai târziu a fost concediat de la locul de muncă. Rămânând fără bani, bărbatul s-a implicat în activități criminale. În cele din urmă, a fost condamnat și închis pentru câțiva ani. La un an după nuntă, Alexandru și Ecaterina au aflat că vor avea încă un copil. Soțul era peste măsură de fericit. A redus numărul de curse pentru a petrece mai mult timp cu familia. Acum avea suficient de mulți bani. Bărbatul a cumpărat un camion și nu mai trebuia să lucreze luni de zile pentru a se achita mai repede de creditul bancar. Ecaterina s-a angajat și ea la muncă. A devenit bună la grădiniță. Femeii îi plăcea foarte mult să se joace cu copii. Ecaterina a decis că după concediul de maternitate va merge cu siguranță să obțină o diplomă de pedagogie. Voia să devină educatoare, iar în viitor, poate, să treacă la școală și să-și construiască o carieră de profesoară. Ecaterina a uitat repede de viața ei anterioară nu era supărată pe Andrei. Femeia era fericită că viața ei s-a aranjat așa. Ajungând din întâmplare în sat, ea nu numai că a scăpat de teroare, dar a găsit și dragostea adevărată, precum și un tată bun pentru copiii ei.